Neurologia pediatrică modernă presupune o depistare precoce a oricăror probleme. Și asta poate să înceapă din maternitate. Avem aici la Arcadia privilegiul de a putea executa prin medicii neonatologi un examen neurologic de screening, de definirea optimalității. Adică putem să știm care din nou născut sunt bine și pe ei nu-i mai vedem sau examinăm numai în anumite situații. Însă acest examen al optimalității ratat cu un scor care nu este bun poate să indice în anumite situații prezența unei probleme, atât neurologice, cât și de domeniul psihiatric sau afectiv. Și atunci asta ne oferă nouă posibilitatea de a examina precoce și de a identifica precoce. Ne scade, practic, numărul de copii pe care ar trebui să-i vedem și ne orientează țintiți spre cei care ar putea avea o problemă. Aici vine a doua situație, și anume programul structurat de urmărire a copiilor. Neurologia pediatrică și pediatria sunt fascinante prin ideea că avem atât patologia, pe care o avem și la adult, cât și o axă suplimentară de variație a patologiei în funcție de vârstă. Pe măsură ce copilul crește, se adaugă simptome ale unor aparate care se dezvoltă în acel moment sau unor funcții neurologice care se dezvoltă în acest moment, în acel moment. Și atunci, de aici vine necesitatea unui program de urmărire structurat al acestor copii la anumite intervale bine stabilite de timp. Nu le descoperim noi. Deja ele să știu, să fac. Ideea este să le aplicăm corect. Și noi aici încercăm să le aplicăm corect. Și anume, facem o examinare obligatorie când fostul prematur ar fi trebuit să se nască. Sau, în cazul unui copil născut la termen cu o anumită patologie, asfixie, convulsii, suspiciune de hemoragie cerebrală, în momentul externării din maternitate. Facem atât un examen clinic, cât și un examen imagistic. De obicei, ecografic este suficient. Dacă e cazul, se poate face și un examen RMN, care să identifice anumite probleme și să ne ofere niște date de prognostic. Aici aplicăm mai multe tehnici de examinare, sunt 3 sau 4. Eu le fac pe toate și mi-aleg din ele pe cea care îmi dă cele mai bune informații. Deci nu aplicăm o singură tehnică, nu aplicăm un singur tip de examinare, le ajustăm, le personalizăm în funcție de copil. Ce încerc eu să fac aici în acest centru și, slavă Domnului, avem condițiile de așa ceva, încercăm să personalizăm îngrijirea pentru copilul respectiv, să scoatem din domeniul medicinei statistice și bazate pe dovezi și să facem o medicină personalizată pentru copilul și pentru familia respectivă. Și aici ajungem la un alt punct interesant. În neurologia pediatrică și în pediatrie și în urmărirea copilului cu risc, noi tratăm nu atât copilul, cât familia ca întreg. Pentru că avem cam așa, noi suntem doctorii tuturor. Pentru că ei au un copil absolut special, cu niște necesități absolut speciale, pe care trebuie să-l învețe și să îi cunoască, să învețe modul lui de a comunica sau modul lui de a-și exprima nevoile. Noi trebuie odată să-i ajutăm pe părinți să învețe ce le spune copilul și cum îl pot ajuta, pentru că el pot ajuta cel mai bine. Noi putem doar să modulăm această chestie și trebuie să îi învățăm să se ajute unul pe altul, să treacă prin acest moment care e destul de greu. Și atunci ăsta e rolul nostru, dacă vreți, al echipei multidisciplinare, neuropediatru, psiholog, psihiatru, specialist în recuperare, kinetoterapie, să-i ajutăm să își îngrijească copilul cum trebuie și să rămână uniți împreună ca o familie să treacă prin această încercare destul de grea. Ca atare, aici avem conceptul acesta al îngrijirii centrate pe familie în neurologia pediatrică și încercăm să-i ajutăm să-și
să maximizeze potențialul micuțului și să-l facă să fie un, în viitor, un individ integrat în societate care să-și poată realiza, să-și poată realiza potențialul maxim pe care îl are. Bun. Acum, ce facem concret? Concret îi vedem la anumite vârste standard, v-am spus. Este un lucru important, nu l-am descoperit noi, l-au știut și alții. Și îl vedem mai mulți. E nevoie de neuropediatru, e nevoie de pediatru, e nevoie de neonatolog, e nevoie de un specialist în kinetoterapie, recuperare, e nevoie de un psiholog, un psihiatru, oftalmologul, nu știu dacă l-am menționat, audiolog și uneori e nevoie de o persoană care face terapie de cuplu ca să ajute familia să treacă prin problemele astea. Și e nevoie și de asistență socială ca să ne ajute pe noi să înțelegem necesitățile lor și să-i ajute pe ei să înțeleagă ce au de făcut. Care e rolul programului de urmărire? Noi depistăm tulburările înainte ca ele să fie foarte evidente. Depistăm micile semne și atunci trimitem pacientul la corectare. Și mai important, conceptul modern de 4-5 ani încoace este ca toți foștii prematuri mici sau toți copiii care au avut probleme neurologice în maternitate să înceapă cât de repede un program de recuperare pe care îl pot opri la momentul în care constatăm că lucrurile se desfășoară normal. Pentru că, exemplu care ni se dă întotdeauna, în cazul unui adult cu un accident vascular cerebral sau cu o sincopă, toată lumea trimite trimite adultul la clinica de recuperare. În cazul unui copil nou născut nu-l trimitem că el nu știe să vorbească și poate că nu-l doare nimic. Și lucrurile sunt acolo, problema se produce și noi practic încercăm să corectăm consecințele. Asta e o altă discuție pe care ar trebui să o avem. Practic, patologia sau problemele se întâmplă în perioada perinatală. Ele sunt deja acolo în momentul în care copilul pleacă de maternitate și noi vedem copilul. Deci noi boala nu o vindecăm propriu-zis. Noi facem ceea ce se numește profilaxie secundară, adică nu îi lăsăm să aibă poziții vicioase și asta este poate cea mai frecventă patologie pe care o avem, pe care am văzut-o aici. E ceva foarte simplu, ușor, se rezolvă repede, dar nerezolvată poate avea consecințe serioase. Adică, să vă explic. Copilul fost prematur sau copilul care a avut o problemă neurologică are un tonus mai scăzut după naștere. Și atunci el stă foarte mult pe spate. Stând pe spate, capul se aplatizează și apare ce se cheamă plagicefalie, deci o deformare secundară, nu e o boală. Practic, a stat într-o poziție proastă. Și apare o retracție a mușchilor trapez, mușchii de la spate, de la umeri, cine lucrează la sală știe care sunt trapezii. Ăștia se retractă și copilul nu mai poate să-și aducă mâinile pe linia mediană să prindă obiecte. De asemenea, picioarele se duc și ele în jos, că avem o forță care acționează asupra tuturor, se cheamă gravitație. Și se duc și ele în jos și face luxație de șold. Și atunci lucrurile astea noi le identificăm, ei vin la noi, le identificăm imediat aceste riscuri și ei urmează un program de recuperare în acest domeniu și aici rezultatele sunt bune. Pentru că lucrurile astea nu sunt o patologie neurologică propriu-zisă, ci sunt o patologie, dacă vreți, secundară prematurității. Și asta poate fi rezolvată. Așa cum creierul în dezvoltare, creierul fostului prematur, e afectat pe partea motorie și asta se vede de obicei în primul an de viață, el poate fi afectat și pe partea psihiatrică și psihologică, psihoafectivă. Și atunci sunt destul de frecvente în cadrul consultațiilor pe care le facem aici, patologiile de graniță. Un copil care are tulburări motorii, dar are și o tulburare de spectru autist. Sau are și un deficit de atenție, ce numim ADHD, sau o tulburare afectivă. Facem și explorări imagistice. Și explorările imagistice ale sistemului nervos central sunt multe. Standardul de aur întotdeauna va fi examenul RMN, care se poate face, este un lucru fezabil în orice centru din România în momentul ăsta. Înaintea examenului RMN este însă ecografia
sistemului nervos central, care poate să aducă multe informații și poate selecta o categorie de pacienți care să beneficieze de explorări interioare. Și aici sunt trei ecografii care sunt interesante. Una ecografia cerebrală propriu-zisă, care vede creierul unui nou născut și ea se poate face la o mulțime de niveluri, putem să facem o ecografie simplă, să vedem doar câteva secțiuni standard, putem să facem o ecografie complexă, cum facem noi aici, ne uităm absolut prin toate ferestrele ecografice, încercăm să găsim, măsurăm tot felul de structuri și ecografia Doppler, care identifică vasele și eventuale anomalii vasculare. O altă utilizare a ecografului mult mai interesantă și mai rar întâlnită aici la noi în țară este ecografia craniului. Adică ce putem să vedem? Putem să vedem suturile, dacă cresc, putem să găsim o craniosinostoză, o lipire precoce a suturilor numai cu ecograful, fără a fi nevoie de examen CT. Deci scutim copilul de o iradiere inutilă și neurochirurgul își va face CT-ul în clipa în care va opera pacientul, nu va mai face un CT de diagnostic, diagnosticul punem noi. Și a treia și mai interesant este ecografia măduvei spinării, a coloanei, care în anumite situații o valoare egală, poate chiar superioară RMN-ului în perioada de nou născut mic și sugar mic până pe la fotografie.